Amenințări cu moartea, cuțite și bătaie, mai ceva ca în vestul sălbatic. Așa s-ar putea descrie coșmarul prin care au trecut atât angajații cât și patronul unei chirhanale din localitatea Ovidiu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un grup de indivizi îi atacă pe angajații pescăriei. Pe unul dintre bărbați îl lipesc de portbagajul mașinii gri și îl încolțesc. Un alt angajat reușește să fugă spre malul apei, însă trei dintre infractori îl prind și îl lovesc fără milă cu pumnii și cu picioarele. Pe vărul meu l-au încuiat în chirhana, eu am căzut în momentul când mi-au dat cu ce mi-au dat în cap, eu am căzut jos, inconștient. Să zic, în 10-15 secunde am stat jos la pământ. De când s-a întâmplat, domnul, câte 2 ore pe noapte. Totul a început în momentul în care 2 braconieri au fost prinși de angajații chirhanalei că pescuiau pe lac. I-au dus la pescărie și i-au pus să dea declarații în scris. Însă aceștia și-au anunțat alți 2 tovarăși care au venit să le sară în ajutor. De aici și până la scandal n-a mai fost decât un pas. Mi-au dat aici. Am 4 copci aici și 2 aici. Coaste, 2 fisurate, nasul l-am și pe ăsta fisurat, din cauza că am vrut să facem bine, s-au luat după noi. Cei 4 indivizi care au dezlănțuit iadul la pescărie au venit marți la tribunal. Ne-am dus și ne-a zis, hai intrați aici că dau declarație. Și acolo când am ajuns am început să ne îmbrâncim și asta a fost tot. Dar nu, da, la pescărie. Recunosc că ne-am îmbrâncit, recunosc multe, dar nu ceea ce ni s-a aduc niște fapte foarte grave. Din primele investigații au identificat și depistat în scurt timp 4 persoane bănuite de comiterea faptelor. Vorbim de tâlhărie calificată și lipsire de libertate în mod ilegal, aceștia riscând până la 10 ani de închisoare. Au fost prezentați parchetului, ce a emis ordonanțe de reținere inițial pe numele acestora. Ulterior, fiind prezentați instanții de judecată, aceasta a decis arestarea la domiciliu a unuia dintre bănuiți, ceilalți 3 fiind cercetați în stare de libertate.